Sfecla roșie abundă în magneziu, calciu, fier, potasiu, vitamina C, fosfor, mangan. Iată modul corect de a o consuma pentru întărirea ficatului. Ficatul este unul dintre cele mai solicitate organe ale corpului. Responsabil pentru peste 500 de funcții, ficatul joacă un rol important în funcționarea sistemului imunitar, a metabolismului, a sistemului digestiv și a sistemului de detoxifiere. Cum contribuie sfecla roșie la întărirea sănătății ficatului? Sfecla roșie abundă în magneziu, calciu, fier, potasiu, vitamina C, fosfor, mangan și mai conține betaina, caroten și vitamina B. Betaina este o substanță cu efect hepatoprotector și stimulator al bilei. În plus, betaina este importantă pentru reducerea homocisteinei din sânge, informează medicii. Cea mai mare concentrație de betaină se găsește către vârful sfeclei, adică în dreptul tulpinii cu frunze. Mulțumită acestei substanțe, sfecla este un excelent remediu pentru detoxifiere. Sucul de sfeclă roșie acționează ca un protector hepatic puternic, regenerează celulele hepatice și stimulează funcția hepatică. Consumarea cu regularitatea acestui suc, dar și a sfeclei în stare crudă, încetinește evoluția bolilor cronice de ficat și are efecte benefice în cazul steatozei, boala de ficat gras. Iată mai jos rețeta pe bază de sfeclă roșie care te va ajuta: ingrediente: o sfeclă roșie, un morcov, o jumătate de lămâie, mod de preparare: spală și curăță de coajă sfecla, morcovul și lămâia. Punere la stârcător și extrage sucul. Consuma acest preparat zilnic și-ți vei regenera ficatul și-ți vei îmbunătăți considerabil starea de sănătate. Multă sănătate! Abonați-vă să rămâneți la curent cu materialele voastre preferate, care v-ar putea fi de folos, apreciați conținutul și distribuiți canalul.